Ministerul Educației a propus ca toate școlile să fie obligatoriu supravegheate audio-video, fără excepție. Responsabilii din educație speră că în acest fel vor scădea cazurile de violență. În timp ce proiectul de lege este supus dezbaterii publice, măsura stârnește deja discuții printre cei vizați. Gândul că ar putea fi supravegheați chiar și în timpul orelor de curs duce la controverse printre elevi, profesori și părinți. Ministerul Educației a propus prin ordonanță de urgență modificarea legii învățământului preuniversitar pentru a da posibilitatea oricărei instituții școlare să pună în funcțiune, dacă consideră necesar, un sistem de supraveghere audio-video care să funcționeze în primul rând în sălile de curs. Siguranța elevilor este printre motivele principale când vine vorba de argumentare. Sunt copiii protejați? Da. Da, și trebuie să fie protejați. E un lucru foarte bun. Pentru protecția copiilor, se face ce se întâmplă. Îți mai siguranță. Suntem protejați și așa copiii care vor să intre la noi în clasă și să facă unele prostii, nu mai o să fie sancționați. Este bine să fie monitorizați în timpul orelor pentru a nu isca incidente, pentru a vedea dacă își fac datoria domnii profesori, elevii dacă sunt atenți sau ce fac în timpul orelor de curs. Eu am o părere bună despre camerele de supraveghere. Pe de altă parte, proiectul aflat în dezbatere publică stârnește deja controverse. În Baia de Aramă, unii profesori nu văd cu ochi bun monitorizarea audio-video în sălile de clasă din vari motive. Consider că o astfel de măsură nu împiedică sub nicio formă desfășurarea procesului instructiv educativ, ci probabil ar putea să reprezinte o măsură pentru gestionarea mai bună a situațiilor ce pot apărea neprevăzut. Propunerea de a se monta în interiorul claselor camere de luat vedere, din punctul meu de vedere, nu aș fi de acord, pentru că nu rezolvăm neapărat anumite probleme, atâta timp cât în spațiile școlii, pe holuri, în incintă se află sistem de supraveghere, consider că nu este neapărat nevoie să se monteze camere de luat vedere atât la intrarea în toalete cât și în clasele de curs. La acest moment, deși există camere de supraveghere montate în sălile de clasă, acestea nu funcționează decât în timpul examenelor de bacalaureat sau evaluare națională, atunci când monitorizarea este obligatorie. Noi folosim aceste camere doar la examene, la examenele de fie evaluare națională, fie bacalaureat. Repet, părerea multora este împărțită dacă sunt benefice, dacă să fie folosite și în timpul orelor de curs. Nu aș vrea să-mi exprim o opinie strict personală, aș vrea să consult și părinții și colegii cale didactice ca să ne facem un punct de vedere comun. Inițiatorii consideră că supravegherea video va împiedica bullying-ul și că înseamnă doar prevenire, nu o încălcare a drepturilor.